Pentru că veni vorba despre emoții, vă dați seama că nu e ușor pentru niciunul dintre noi. Cristin Tocan și cu mine am făcut emisiuni din 94. Este primul om alături de care am apărut vreodată la televizor în viața mea și ne leagă o prietenie minunată de atunci. Acum câteva zile îmi trimite, pentru o conversație banală, o piesă scrisă și interpretată de fiica lui. Și n-am mai putut și am zis, o asemenea interpretare eu n-am auzit. Haideți amândoi încoace, Cristin și Ana Tocan. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult de tot, Mihai! Luați loc, vă rog frumos, amândoi! Mulțumim frumos! Bună! Haideți aici, sărumâna, te pup! Mamă, ce fată frumoasă! Și stai puțin, care două! Știu! Și cântă amândouă! Știu! Una cu ochii albaștri, una cu ochii verzi! Am dreptate? Normal! Ca mine! Sărumâna! Nu ne-am mai văzut de pe evenimente, ca să zic așa! De ce ne-a dus-o și pe Tea? Era la școală. Era la școală. Tatăl aș vrea să vin și cu ea. Păi nu, n-ar fi rău. Ea cântă de performanță așa ca Ana? Nu. Ea a jucat într-un film, într-un scurtmetraj foarte frumos, Amin, și a mai jucat când era mai mică un pic într-un film muzical. Mi-am adus... Muzica zisă de Daminescu. Adrian Daminescu. Da. Pe care noi, de altfel, l-am și avut în emisiunile noastre. Cam așa e. Cum a fost la prima noastră, dacă îți mai aduci aminte, ce ai trăit tu la prima noastră întâlnire cu telespectatorii în 94? Da, ce ai simțit? O emoție foarte mare atunci. Acum, serios. Hai să nu vedem... înțelegeam ce se întâmplă cu noi. Știu. Da. Noi ne dăduseră și demisia, pentru că noi n-am vrut deloc să plecăm din radio, marea noastră iubire și a lui Cristin și a mea fiind radio-ul. Dar mă rog, a trebuit să o facem și pe asta, pentru că trebuia făcută și cum am făcut-o, o să vedeți și dumneavoastră acum. Teo Trandafir. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Este ora la care ne găsim. 16:09. Am niște emoții îngrozitoare. Mă aflu lângă unul dintre cei mai buni prieteni pe care am avut în viața mea, un tânăr căruia îi datorez foarte mult, la vârsta matusalemică pe care am, pot deja să declar că datorez niște lucruri unor oameni. Acum el spune, plin de curaj, la început, că va vorbi foarte puțin. Nu-n-n. O să vorbească foarte mult, fiindcă eu mi-s ostenită, eu am muncit toată dimineața ca o furnicuță și n-am venit aici ca să-i fac lui program. Eu am venit ca să vă destind pe dumneavoastră, am venit să vă fac să zâmbiți măcar puțin și să ne aducem aminte împreună de vremurile absolut senzaționale pentru toată lumea, cel puțin pentru noi doi, în care făceam post-meridian. Pentru mine vremurile senzaționale continuă. Dar, Dmitre, noi făcuserăm radio împreună din 91, adică eram prieteni vechi atunci. Da. Mai ții minte... ce ți-ai spus când ai intrat pe numărătoare? În emisiunea TV? Aha. Nu. Nu mai ții minte? Nu mai ții minte? La vârsta mea am voie. Primul invitat pe care l-am avut? Cristin! A fost al altăieri. Sunt doar 27 de ani de atunci. 27, 28. Primul nostru invitat a fost Mihai Tatulici. Evident. Și... dar el era de Alcase, oare? Da, era de Alcase, dar s-a oferit să ne fie invitat. Iar eu, în disperarea aia și în spaima aia, domnul Tatulici mă întreabă: Austeo, de ce m-ai invitat aici? Și am răspuns: ca să vă fac celebru, domnul Tatulici. Bă, zice, ăștia de la radio n-aveți pic de bun simț. Da, da, în 1991, când ne-am cunoscut noi în arenele romane, la Fan Radio. Eu eram secretara, Ana, stai liniștită, că nu făceam radio. Am avut ceva extraordinar, voi nu știți probabil. Mai ții minte? Te rog, nu știu la ce te gândești. Am intrat în radio, eu eram șef de antenă, șef de DJ, eram o personalitate la nivel de radio. Da, clar. Și intru și o doamnă mă întreabă: dumneavoastră, cu ce treabă pe aici? Păi zic, cum adică eu cu ce treabă? Dumneata, cu ce treabă ești pe aici? Ce, păi, dacă nu aveți voie, nu aveți legitimație, cred că știau că nu am legitimație în mod normal la mine, nu aveți voie să intrați. Nu cred că ți-am făcut asta. Cum ai făcut chestia asta? Nu. După aia am aflat că tu erai în post, știai de mine, toți ceilalți au complotat și m-au pus pe mine să fac asta. Da, deci a picat măgăreața pe mine. Foarte bună, foarte bună. Foarte bună. Da. Eu am fost secretara lor dactilografă, după care încet, încet, și cu ajutorul lui Cristin și cu ajutorul celorlalți colegi, am început să prezint știri foarte prost, dar am făcut-o și pe asta și ne trezirăm restul istoriei.
Îți mai aduce aminte, adică i-ai povestit vreodată Anei de vremurile alea? Cum să nu? Mie mi-e dor de ele în continuare și în continuare recunosc că am avut o... Am încă situația, am visele alea ciudate în care mă trezesc brusc dintr-un coșmar că n-am piesă pregătită pentru următoarea melodie. Pe vremea aia nu existau playlist-uri, pe vremea aia muzica nu era în calculator, noi aveam discuri pe care le aduceam de acasă. Da, casete, da, știu, CD-uri. Casete, CD-uri, CD-uri mai încolo. Mai încolo, da. Mai încolo. Și riscul cel mai mare coșmar al unui om de radio, la momentul respectiv, era să n-aibă muzica, melodia următoare pregătită. Da. Aveam pick-up-uri. Dar știi ce am observat la clipul ăla? Voi doi ați avut părul mai închis. Păi da, se numește bătrânețe. Păi da, dacă ți arăt poze cu mine de atunci, eu aveam și păr. Erai brunetă, erai frumoasă. Cum te-ai urțit în halul ăsta? Nu! Când ai făcut blondă? Nu ești? M-am făcut blondă treptat. La început am făcut șuvițe și după aia n-am mai avut răbdare și l-am făcut pe tot și pe asta. Tot blondă. Și eu tot treptat. Și el tot treptat. Din ce în ce mai treptat. Ana, tu și relația dintre tine și muzică e una foarte strânsă. Mie și Teia înțeleg că e pasionată, sora ta, de același domeniu. Totuși tu ai hotărât să cânti. Da. Dar nu te-ai lăsat ușor. Pentru că știu că părinții tăi au vrut să te ducă la școală de muzică și tu ai zis nu și nu. Da. Este totul datorită mamei mele. Da. Care m-a cam obligat să merg la cursuri. La Mihaela Cernei ai fost, nu? Da, sigur, da. Și de acolo am descoperit că am un dar. Descoperiseră părinții ei înainte, pentru că și Cristin și soția lui au auzit-o cântând de dimineață până seara. Uh-huh. Și Cristin are și ureche muzicală extraordinară. Mama și ea un pic absolventă de conservator, ca la toată lumea, știți cum e. Ana cântă toată vremea. Ana cântă zi și noapte. Ana cântă de dimineață până seara. Unor îi spunem, Ana, mai ușor, te rog frumos, nu e cază la ora asta. Cadoul ei de 11 ani a fost un pian. Mamă, la fel ca fata mea. Exact același lucru. Da. Știi că la asta mă gândeam acum? Da. Pe pianul tău îl cheamă? Pianiță. Și când eram în vacanță, de exemplu, a luat tableta și a montat aplicația de pian. Pentru că era doar de pianiță. Ce se întâmplă cu tine acum? Ce faci acum? Am grijă de copii. Cresc copii. Așa? Da. Fac publicitate, în primul rând. Eu, după ce am renunțat la radio și televiziune, am făcut niște reviste de sănătate. Farmacia ta, tonica, slab sau gras. Le-am vândut Ancăi Vlad. După care mi-am dat seama că aș putea să fac publicitate. Și am făcut publicitate mult și bine, cu dorul de radio și de televiziune în continuare. După care am mai cochetat pasiunea mea de mașini, pentru mașini. Uh-huh. Sunt membru în comitetul executiv ACR, Automobil Clubul Român. Mă îngrijesc de fetițele mele. Plimb cățelul dimineața și seara. Iată. Odată ajuns și în acest moment important.